cu ce să ne ocupăm astăzi? Nu știu. Poate mergem într-o călătorie? O călătorie? Unde? Nu știu. Cu mașina ne-am plimbat, cu trenul am fost, cu vaporul am fost, cu avionul am fost, dar cu racheta n-am furat niciodată. Cu racheta? Mi-i place ideea. Și unde să zburăm? Hai în cosmos, spre soare. Dar noi nu știm nimic despre cosmos. Nu-i nimic, acum și aflăm. Hai să vedem. Cosmosul este universul, adică tot ce ne înconjoară. Mântul care locuim este o planetă mică, este de culoare albastră. Este unica planetă care are apă lichidă și atmosferă din oxigen. Probabil una pe planeta noastră este viață. Pământul are formă sferică, înseamnă ca o minge. Puțin trupit. Mulți astronomi considerau că Pământul ocupă locul central în univers și că Soarele, stelele, planetele se rotesc în jurul Pământului. Astronomul polonez Copernic susținea că Soarele este în centrul sistemului nostru solar. Fapt pe care l-a demonstrat Galileo Galilei. Bravo, au avut dreptate. Mircea, dar tu și cunoști că Pământul nostru, ca și alte planete, se rotește în jurul său. O rotație completă în jurul axei sale este de 24 de ore, adică într-o zi. Dar o rotație completă în jurul Soarelui este de 365 de zile, adică un an. De exemplu, dacă eu aș fi planetă, dar eu Soarele, atunci noi ne-am fi mișcat în felul următor. Cam așa. Lângă Soare, sistemul nostru solar mai are și 8 planete. Mercur, Venus, Pământ, Marte. Acestea mai sunt numite și planete telurice sau terestre și sunt cele mai apropiate de Soare. Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun și ei se numesc gingații gazoși, gingații de gheață. Mai sunt și alte planete, dar pitice, cum ar fi Pluto. Mai are și sute de mii de asteroizi, comete și meteoriți. Soarele este o stea, dar nu este cea mai mare stea din univers. El are o dimensiune medie, pentru că el este situat cel mai aproape de Pământ. Și de cauza aceasta, el pare mai mare decât celelalte stele. Stelele se află la mare depărtare de Pământ și din cauza aceasta pare atât de mici. Stelele strălucesc în timpul morții și nu se văd ziua, pentru că lumina Soarelui la acoperă. Sistemul nostru solar se află în galaxia Calea Lactei sau Calea Lactelui. În limba engleză se traduce Milky Way, ca și ciocolata. Mircea, hai să nu ne abatem. Da, galaxia noastră e foarte mare și este o formă de spirală în care mai sunt și sute de miliarde de stele. Cea mai apropiată stele este Andromeda. Savanții nu știu câte galaxii sunt în univers, dar sunt sigur că numărul lor este de ordinul miliardelor și că fiecare dintre ele este alcătuit de sute de miliarde de stele. Unii astronomi cred Universul a fost foarte mic, a numit o cosmic. Însă el a explodat și a creat galaxiile actuale. În acest fenomen se numește schimb, care
Din engleză se traduce mare explozie. Suntem pregătiți și putem porni la drum. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, start! Capitan, am depistat o defecțiune la bordul navei spațiale. Trebuie să o reparat de urgență. Desigur, Melissa, trebuie să ne luăm costumul. Eu voi urmări de aici, ca totul să decurgă ochii. Melissa, am găsit cauza. E împăratul. M-am întors pe navă. În curând vom ajunge pe soare.